Concerte în aer liber cu muzică medievală, ori ritmuri spaniole, clasice și jazz. La Drobeta Turnul Severin începe din acest weekend Severinul Estival, iar Cetatea Medievală își deschide porțile cu spectacole și ateliere meșteșugărești. Serile de iulie vor aduce o atmosferă deosebită cu invitați din țară pregătiți să îi încânte pe severineni și nu numai. Pe 8 iulie, Severinul Estival o aduce în fața publicului pe Isabela Barbu. Artista va interpreta alături de pianistul Puiu Pascu piese celebre din America de Sud, dar și din repertoriul românesc. Luna iulie aduce în fiecare weekend concerte în aer liber cu muzică jazz, clasică sau ritmuri sudamericane. Diferiți artiști vor urca pe scena amplasată în fața fântânii cinetice în toate seriile de sâmbătă pe tot parcursul acestei luni, iar cele de duminică vor fi rezervate distracției pentru copii. Severinul Estival este un proiect inițiat la ideea domnului primar cu câțiva ani în urmă, a avut un feedback foarte bun. Palatul Culturii continuă conform programului minimal Severinul Estival și iată că în această vară îi invităm pe severineni într-o zonă artistică urbană, în mijlocul orașului, pentru a participa la diferite concerte. Îi așteptăm de asemenea și duminica, nu doar sâmbăta, când avem concertele, pentru că duminica, între orele 19 și 21, veți vedea aici în centrul orașului animatori, oameni care se ocupă de copiii Severinului, îi așteaptă aici cu baloane modelabile, cu pictură pe față și cu fel și fel de personaje. Și iubitorii de muzică medievală au ocazia perfectă să se bucure de concerte în această vară. La Cetatea Medievală vor avea loc în fiecare seară de vineri spectacole cu muzică și ateliere meșteșugărești, toate pregătite în detaliu pentru ca vizitatorii să trăiască fiecare poveste pusă în scenă de artiștii invitați la Severin. De asemenea, puteți să vă petreceți timpul liber în centrul orașului, dar și în Cetatea Medievală, pentru că vineri avem concerte de muzică tematică în Cetatea Medievală, sâmbătă concertele de la fântână din centrul orașului pe programul Severinul Estival, iar duminică evenimentele pentru copiii Severinului. Le oferim în modul acesta o vară plăcută, ca în ultimii ani, tuturor Severinului și nu numai, pentru că deja suntem obișnuiți să vină oameni și de peste Dunăre, din Serbia la noi, suntem obișnuiți să vină și din alte corțuri ale țării în Drobeta Turnul Severin. Severinul Estival este un proiect pe care municipalitatea îl derulează deja de câțiva ani și a devenit extrem de apreciat de public, mai ales că artiștii sosiți la noi în oraș sunt îndrăgiți atât în țară cât și peste hotare. Fiecare weekend, începând de săptămâna aceasta, va fi plin Drobeta Turnul Severin. Începem vinerea cu seri medievale la cetatea din Drobeta Turnul Severin. Sâmbăta vom avea concerte în aer liber în zona fântânii cinetice pentru toată lumea, iar duminică cei mai mici severineni vor fi încântați cu spectacole de muzică, de dans, pictură pe față, magicieni. Deci vom avea weekend-uri pline atât pentru severineni cât și pentru turiștii care, sunt sigur, ca și în alți ani, ne vor călca pragul. Reluăm anul acesta, ca și de fapt și în anii trecuți, am avut doar perioada de atunci când a fost COVID-ul, am avut pauză, deci reluăm acele spectacole săptămânale, în weekend, perioada estivală. Severinenii, dar și restul vizitatorilor vor putea să se bucure în acest weekend pe lângă muzică și de Festivalul Fructelor de Mare și Delicii Orientale. Festinul culinar vă așteaptă tot în zona centrală a orașului, de vineri până duminică.